Lista de candidați a Partidului Național Liberal pentru primăria Giurgiu cuprinde persoane din toate domeniile de activitate, iar o parte din proiectele pe care le-au gândit pentru Giurgiu au fost prezentate în cadrul săptămânalei conferințe de presă. Liberalii știu cum pot fi create noi locuri de muncă, cum poate fi îmbunătățită calitatea învățământului giurgiuvean și ce trebuie făcut pentru servicii mai bune în sistemul de sănătate. Suntem astăzi într-un număr mai mare decât de obicei și credeți-ne, n-am făcut niciun efort să impresionăm. Sunt mulți oameni de calitate care au venit nu neapărat în PNL, în prima linie a echipei care va ajunge în fața giurgiuvenilor cu ocazia alegerilor locale de luna viitoare. Oameni de calitate, mai mult sau mai puțin cunoscuți, dar care mai mult ca sigur vor convinge giurgiuvenii că PNL are și logistică, dar are și oameni disponibili pentru orice problemă, orice temă de interes județean și municipal. Eu nu sunt ferm convins că după câțiva ani chiar în care s-a bâșbâit mult la nivel național, încep acum să apară rezultatele preocupărilor Partidului Național Liberal pentru anumite teme importante pe care celelalte partide, alți politicieni decât copreședinții noștri le-au tratat doar la nivel declarativ. Astăzi a fost promulgată, sau ieri de fapt a fost promulgată, legea dării în plată. Este o temă extrem de sensibilă și este un subiect care afectează zeci de mii, poate sute de mii de români. Sperăm că actul normativ, care știți că a comportat multe discuții în Parlament, are forma corectă, cea care să permită simplificarea relației între persoane fizice, juridice, creditori și bănci. Aș mai aduce în atenția dumneavoastră o altă inițiativă PNL, care va fi materializată în perioada următoare, anume stabilirea unor criterii mult mai dificile privind achiziția de terenuri de către persoane fizice străine și juridice străine. Dacă alte țări au rezolvat sau au clarificat situația asta cu ani în urmă, avem ca exemplu Polonia, dar sunt și alte țări care au procedat similar. În România, iarăși, guvernul Ponta a tratat bombastic și pur formal, practic, viitorul agriculturii românești. Iată că tot în PNL, dincolo de vorbe, a fost găsit un proiect de lege, a fost gândit un proiect de lege care să readucă la nivel de prioritate agricultura României și viitorul acestui domeniu de care depind foarte mulți români și care este esențial în construirea bugetului anual consolidat. Nu în ultimul rând, un alt proiect care este în mod logic și clar asumat de liberal este acela prin care s-a impus recent ca în hipermarketuri și magazine de dimensiuni foarte mari să se vândă cel puțin 50% produse agricole românești. Iarăși este o temă de care se vorbește frumos de foarte mulți ani și tot liberalii sunt cei care au promovat un asemenea proiect extrem de necesar, unul dintre inițiatori fiind chiar colegul nostru, domnul deputat Marin Anton. Asta nu înseamnă că am rezolvat definitiv problemele României chiar pe acest domeniu esențial prioritar agricultura, înseamnă doar că bunele noastre intenții, iată, sunt susținute și de fapte. Și probabil giurgiuvenii vor fi de acord cu noi că, chiar dacă sunt multe de făcut în perioada următoare, auspiciile sunt favorabile pentru o guvernare care, din toamnă, după alegerile parlamentare, să redefinească prioritățile României și să restabilească, dacă vreți, modalitățile clare care pot contribui în mod evident la îmbunătățirea nivelului de trai și a calității vieții pentru fiecare dintre noi. Coborând la nivelul județului Giurgiu, suntem în pragul unor alegeri locale, ne străduim să promovăm oameni și soluții și combatem, dacă vreți, cu partide care la această oră nici măcar nu au desemnați candidați. La PSD se anunța cu surle și trâmbițe săptămâna trecută numele doamnei Crișu ca fiind candidatul dumnealor pentru președinția Consiliului Județean.
Ieri, când s-au finalizat listele sau alaltări, constatăm că doamna nici măcar nu figurează în lista de consilieri. Cam asta este adevărata față a adversarilor noștri politici, aceea de a face uz de toată panoplia de minciuni, strategii de manipulare, presiuni, amenințări, pentru a câștiga alegerile în defavoarea Giurgiu Vâlnă, până la urmă. Vă aduceți aminte, am aici în dreapta pe colega noastră prețioasă, Adelina Sârbu, e mai bine de un an de zile de când am lansat această temă a unui centru de excelență în județul Giurgiu. E o temă importantă, dar una singulară, ea trebuie completată cu multe altele. Și am invitat încă de atunci, cumva ca o provocare, celelalte partide, dacă pot să aducă pe domeniul acesta sau pe altele, la fel de importante, alte propuneri de luat în considerare. Nu s-a auzit nimic, nici atunci, acum un an când am făcut prima dată această invitație, nici măcar acum. În speță, cel mai important partid adversar al nostru, de luat în considerare, evident, PSD, nu are nici candidați, nici soluții, dar are, din păcate, multe alte instrumente pe care le folosește de multe ori ilegal și sper ca giurgiuvenii să înțeleagă diferența între ce și cum vrem noi să facem în politică și ce utilizează domniile lor. Ieri am fost anunțat că în comuna Comana toți elevii școlii, sau foarte mulți dintre elevii școlii, unei școli de acolo, din comună, împreună cu diriginta chiar, au mers prin comună susținând candidatul PSD primarul în funcție. Am încercat să depunem astăzi prin candidatul nostru de acolo o solicitare la școală prin care se cerea detalii asupra acestei situații, acestui eveniment care clar nu se încadrează în limite legale și s-a refuzat înregistrarea documentului, solicitării, pe motivul pueril că e în concediu secretar. Eu am mai spus și repet, nu-l cunosc pe domnul prefect și nici nu țin să-l cunosc câte vreme în această perioadă imediat următoare sunt candidat. Dar pentru această speță și pentru altele care vor urma de asemenea gravitate, pentru că sunt convins că nu e un accident izolat, îl rog pe domnul prefect să se implice și să verifice condițiile în care au avut loc, circumstanțele în care au avut loc evenimentele de la Comana, pentru că ar fi un semnal foarte prost să înțeleagă primarii în funcție, cei mai mulți dintre ei la PSD, cei mai mulți obișnuiți să facă tot ce le trece prin cap, să înțeleagă că au libertate și cumva beneficiază și de complicitatea instituțiilor. Ca să închei cumva cu paralela, ieri am fost chestionat de reprezentantul nostru în Beș asupra unei alte spețe. Mi s-a cerut acordul pentru a depune o contestație pe numele domnului Cristian Marciu. Domnia sa nu are voie să candideze. Este încă în perioada de interdicție generată de procesul pierdut cu ani. Am refuzat să semnez contestația pentru domnul Marciu și nu regret nici astăzi, n-am regretat nici ieri. Ideea este una simplă și logica este mai mult decât clară. Noi nu încercăm să câștigăm alegerile eliminând adversari. Chiar dacă în baza unei legislații confuze și interpretabile au ajuns acum să candideze oameni care au hotărâri definitive împotriva lor, și cazul primarului de la Ulm este cumva în aceeași logică, Partidul Național Liberal încearcă să descurajeze această abordare a conflictelor permanente, a disputelor, în favoarea unei campanii bazate pe discuții, pe, dacă vreți, pe consultări, dacă cumva ar fi posibil așa ceva, pe confruntări, ar fi ideal, care să aibă ca obiect principal teme din Giurgiu, oraș și județ și soluții pe care noi le avem din plin. V-aș putea vorbi despre soluțiile noastre ore în șir. Mă rezum să spun două chestiuni și închei. Sunt aici lângă Nicolae Florian, în toate sondajele favorit detașat al alegerilor pentru primăria municipiului Giurgiu. Vreau să spun că îi urez succes și sunt convins că va fi primarul municipiului Giurgiu, dar la sigur în același timp că dacă va ajunge președinte al Consiliului Județean, vom fi parteneri pentru toate problemele importante lăsate de izbeliște în acest mandat din municipiul Giurgiu. Spuneam de soluții. Două sunt temele pe care le-am discutat și am convenit că le vom prelua ca rezolvare la Consiliul Județean.
Una mai simplu de explicat, centura ocolitoare a municipiului, pentru că infrastructura este cea care ajută la generarea de locuri de muncă în final, dar și la dezvoltarea armonioasă a orașului. Am lansat în 2012 un contract semnat pentru execuția acelui tronson de centură ocolitoare de la intrarea în Giurgiu, în dreptul fostei secții de plase sudate, până la VAM. A fost reziliat contractul ăla, că dacă l-a lăsat Beanu, nu poate fi pus în aplicare. Și așa se face că după 4 ani de administrație Nicolae Barbu, nici măcar un metru de centură ocolitoare n-a fost reabilitată, modernizată sau cum vreți să-i spune. A rămas în funcțiune, în starea în care o știm cu toții, ceea ce a realizat Lucian Iliescu. Și dacă sunt foarte multe de făcut în municipiu și dacă există acest precedent al contractului pe care l-a încheiat Consiliul Județean, mi se pare că este corect și oportun ca ajutor pentru domnul Nicolae Florian să preia această problemă a realizării unei centuri ocolitoare care să permită mediului privat să folosească mai ușor infrastructura municipiului, care să dezvolte alte spații adiacente acestei centuri pentru producție sau servicii și care, cum spuneam în final, să ajute la crearea unui climat care să genereze locuri de muncă în municipiu. A doua temă și închei, deși e mult mai vastă, o prezint doar telegrafic, poate o să am ocazia să o dezvolt în emisiuni sau în confruntări de care spuneam, este cea a locuințelor pentru tineri. Am avut până în 2012 un proiect care se bazează pe 2 elemente importante. În multe alte orașe, dacă spune cineva că experiența mea personală este de nou luată în considerare, se mansardează blocurile ca soluție pentru a crea spații de locuit pentru tineri, spun eu, ca primă prioritate. Dar această mansardare vreau să o gândesc într-un parteneriat cu mediul privat, cu firmele de construcții din Giurgiu, care să aibă posibilitatea să folosească forța de muncă neutilizată, specializată, și să beneficieze din închirierea acestor spații de sumele de bani necesare pentru a continua un proiect care e obligatoriu, trebuie să se întindă pe mai mulți ani. La fel, dacă vorbim de locuințe, nu-mi iese din minte că părinții mei în anii 70 s-au construit singuri casa în care și acum locuiește mama și sunt convins că e o situație arhicunoscută și cumva aplicată de zeci de mii de familii din județul Giurgiu. Acum, dacă au apărut foarte multe materiale de construcție de ultimă generație, ușor de pus în operă, eu sunt fer convins că putem gândi în cadrul unei asociații non-guvernamentale în care Consiliul Județean să fie lider și să le asigurăm și dirigenția de șantier, astfel încât, așa cum făceau părinții noștri, să poată să-și construiască singuri, eventual etapizat, 1, 2, 3 camere, o baie și o bucătărie și tot ceea ce mai este nevoie într-o locuință decentă. Nu sunt teme abstracte, nici măcar nu sunt de domeniul SF. Sunt, din păcate, teme pe care alți politicieni sau partide în ansamblul lor s-au străduit să le țină departe de percepția omului simplu, să le considere inabordabile și ca atare nerealizabile. Eu spun doar atât în încheiere. Partidul Național Liberal are atâtea soluții încât ele ar putea să reprezinte cumva modele și pentru alte județe. Faptul că în mandatul 2008-2012 am accesat fonduri europene pe programul transfrontalier România-Bulgaria mai mult decât toate celelalte județe riverane, este nici pe departe o întâmplare, este o certitudine a posibilităților potențialului pe care le are instituția Consiliul Județean. Așadar, începem campania, eu și Nicolae Florian, convinși fiind că ne adresăm unei comunități giurgiuvene care înțelege diferențele, care reușește să citească dincolo de aceste campanii de presă agresive, negative, care pe mine m-au avut cumva în prim plan în ultima perioadă, și cred că vom câștiga încrederea, votul giurgiuvenilor și singura noastră preocupare mai importantă decât succesul este să nu dezamăgim în perioada următoare până în 2020. Aș dori să mulțumesc în primul rând seniorilor liberali din cadrul Partidului Național Liberal pentru înțelepciunea de care au dat dovadă în alegerea candidaților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în această competiție din 5 iunie, pentru că au dat dovadă de multă înțelepciune pentru a aduce oameni noi, candidați noi, oameni profesioniști, oameni cu expertiză din punct de vedere al lucrului bine făcut, oameni responsabili și
cu mare aplicare către solidaritate socială. Împreună cu echipa mea am reușit să stabilim un program pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu, program care o să fie pus la dispoziția tuturor giurgiuvenilor, începând cu prima zi a alegerilor, a campaniei electorale. Sunt convins că problemele pe care noi dorim să le rezolvăm în municipiul Giurgiu sunt cele dorite de cetățeni, pentru că de acolo le-am extras din discuțiile purtate cu cetățenii. Astăzi am venit în fața domniilor voastre cu câțiva reprezentanți din cadrul candidaților Partidului Național Liberal pentru Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, și pe care vreau să vi-i prezint și dumneavoastră. Este vorba de doi profesori, un pilot de aviație și un medic. Temele pe care dorim să le prezentăm domniilor voastre se referă în primul rând la educație, la sănătate, la o bună infrastructură în municipiul Giurgiu și, bineînțeles, la reindustrializarea orașului. Eu cred că este important pentru giurgiuveni crearea de noi locuri de muncă. Asta o putem realiza prin atragerea de investiții și investitori serioși, prin crearea de oportunități și facilități în zone industriale, de ce nu să ne străduim, să ne zbatem cu acordul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, să creăm încă un parc industrial în zona portuară, este foarte important. Nu neapărat e important să reducem dimensiunile teritoriale ale zonei libere, ci să creăm un nou parc industrial în zona portuară. De asemenea, trebuie să ne gândim și la o zonă legumicolă, trebuie să ne gândim la sere legumicole, în care să muncească cât mai mulți giurgiuveni, pentru că este important să trecem cu bine acest moment de criză de locuri de muncă. De asemenea, nu trebuie să uităm proiectele operaționale, proiectele europene din această perioadă. Sunt foarte multe, important este să ne aplicăm cu maximă atenție asupra acestor proiecte, pentru că ele pot atrage și poveri ale autorității locale, ale primăriei municipiului Giurgiu, pentru că ele trebuie să genereze plus valoare și grad de confort în municipiul Giurgiu, ci să nu creeze poveri, așa cum creează piața de pește, hala de pește, creată de Nicolae Barbu. Acum, bucurându-ne de această investiție, însă cele 10 locuri de muncă la care este obligată primăria să le asigure, creează, dacă vreți, o pierdere în bugetul public local. Sunt convins că proiectele pe care dorim să le prezentăm cetățenilor din municipiul Giurgiu o să satisfacă doleanțele tuturor. Eu cred în echipa de consilieri pe care am prezentat-o la autoritatea electorală locală pentru aceste alegeri locale. Cred în această echipă, fac parte integrantă din această echipă și consider că va fi o echipă dorită de cât mai mulți giurgiuveni. Aș dori, înainte de toate, să vorbesc un pic despre echipa pe care am construit-o, echipa propusă de PNL Giurgiu, o echipă care s-a dovedit a fi foarte unitară și care a muncit cot la cot pentru realizarea programului politic. Este foarte important să nu privim domeniile separat, să nu vorbim de educație, sănătate, de locuri de muncă sau de infrastructură, în condițiile în care în Giurgiu sunt legate, sunt oarecum domenii conexe. Discutam la un moment dat despre educație și despre soluții pentru educație. Primăria nu are foarte multe pârghii în soluționarea problemelor din educație și sănătate, motiv pentru care căutăm tot soiul de situații care să ne ajute să soluționăm ceea ce se întâmplă în momentul de față în Giurgiu și să ridicăm cât se poate învățământul giurgiuven de pe ultimul loc din țară. Cred că înainte de toate trebuie să schimbăm ceva mentalități atât la nivelul profesorilor cât și al giurgiuvenilor, care nu mai văd educația și nu mai văd școala ca pe ceva esențial.
Motivul care duce la această situație și la această gândire este probabil lipsa locurilor de muncă, lipsa soluțiilor pe care le oferă municipiul pentru tinerii absolvenți. Se întâmplă frecvent să auzim din rândul copiilor ce o să fac dacă termin o școală, unde o să ajung. Cred că trebuie schimbată mentalitatea un pic dinainte de a pleca de acasă și copiii trebuie să ajungă să vadă în familie respectul părinților pentru profesori și pentru școală și pentru educație și să înțeleagă nevoia pe care o avem cu toții de evoluție. Nu putem să facem nimic decât în situația în care suntem oameni citiți, oameni culți, oameni care au învățat și au o meserie și dețin ceva informații. La nivelul educației, primăria răspunde de tot ce înseamnă dotarea școlilor, de tot ce înseamnă premierea elevilor, care în ultima vreme nu s-a mai făcut. Se pot face, se pot oferi burse de merit copiilor care vor să învețe, care își doresc să se dezvolte și nu au posibilități financiare, în special în familiile sărace. Sunt foarte mulți copii care vin de la țară și nu au unde să stea în Giurgiu. În Giurgiu nu există în momentul de față un internat care să-i găzduiască pe copiii care vin din zona rurală. Sunt foarte mulți copii care își doresc să învețe, dar nu pot fi susținuți de familii. Din acest motiv, cred că o soluție este găsirea unei metode de a introduce în bugetul local a unei sume alocate burselor de merit. În egală măsură, metodele de a găzdui în municipiu elevii care vin din zona rurală și pot să facă față studiilor la liceele din municipiul Giurgiu. Pe linie de sănătate, situația cred că este aceeași. Pârghiile sunt destul de puține la nivelul primăriei, pentru că Spitalul Județean ține de Consiliul Județean. În egală măsură însă ne putem implica. În ultima perioadă am activat personal, împreună cu o parte din colegii mei, pe linie de voluntariat și am văzut că se pot face foarte multe. Se pot face foarte multe pe linie de voluntariat, motiv pentru care am constatat că foarte mulți dintre elevi sunt dispuși să învețe atunci când li se oferă această posibilitate. Am observat că foarte mulți oameni sunt dispuși să dăruiască, foarte mulți oameni sunt dispuși să se implice, chiar dacă financiar nu își permit. Cred că se pot face meditații gratuite. Profesorii pot fi implicați în astfel de proiecte. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem și situația financiară a acestora, a profesorilor, care vin, se implică, muncesc, însă au nevoie și ei și de o susținere și de un sprijin pe linie financiară. Așa cum au spus și colegii mei, pentru noi este prioritară într-adevăr educația și nu numai. Vorbesc strict despre educație pentru că este domeniul meu și ne gândim la educația copiilor noștri care reprezintă viitorul acestei țări. Ne dorim în Giurgiu, și nu numai în municipiu, ci și în județul Giurgiu, un învățământ de calitate. Ne dorim creșe, ne dorim grădinițe, școli și licee la standarde europene. Ne dorim înființarea acelui centru de excelență și este, aș spune, prioritatea noastră numărul unu. Este necesar acest centru de excelență pentru că avem copii dotați în județul Giurgiu. Și înființarea lui va fi posibilă cu sprijinul Consiliului Local și al Consiliului Județean Giurgiu. Așa cum spunea și colega mea, Alina Meclea, în Giurgiu nu există un internat. Vrem să reabilităm sau să propunem construirea unui nou internat care să vină în sprijinul copiilor din mediul rural, copii care nu au posibilitatea de a face naveta sau nu au posibilitatea de a locui în municipiu și de multe ori sunt nevoiți să abandoneze. Idei și proiecte avem și sperăm din tot sufletul să le realizăm. Am spus pentru a beneficia de un învățământ de calitate, pentru a le acorda copiilor noștri o șansă, pentru a le acorda un loc de muncă și o casă, pentru a-i ține aproape de orașul nostru. Sunt mândru și în același timp onorat de încrederea pe care ne-a acordat-o Partidul Național Liberal de a face parte dintr-o echipă care este constituită din oameni valoroși, oameni cu expertiză în marea majoritate a domeniilor cu care ne vom confrunta în perioada imediat următoare.
sănătatea este un motiv de dispută de ani de zile, un domeniu în care problemele sunt, ar fi nedrept să nu le recunoaștem, dar am convingerea că vom depăși stadiul declarativ și ne vom implica atât cât ne permite curicula instituției primarului și a Consiliului Local în a reda giurgiuvenilor starea de sănătate pe care și-o doresc. Și aș face o singură referire la componenta socială a practicii medicale și aș devoala doar un aspect pe care îl avem inclus în domeniul sănătății, înființarea unui serviciu de ambulanță socială. Este, dacă vreți, o manieră de a răspunde nevoilor giurgiuvenilor. Acest serviciu de ambulanță socială există în toate țările europene, în toate orașele mari și lucru pe care eu l-am văzut și am avut ocazia să îl constat chiar la una din vizitele recente într-un oraș din Germania, un oraș care se compară cu Giurgiu ca număr de locuitori, ca și așezare riverană Dunării, este vorba de Ulm, și am avut acolo ocazia de a vedea lucruri pe care putem să le punem în practică și noi. Încă o dată vă spun cu toată convingerea că suntem o echipă unită, suntem dispuși la eforturi deosebite pentru a fi lângă giurgiuveni și sperăm că vom fi câștigători. Îmi permit și eu să transmit tuturor sărbători fericite, un Paște cu multă lumină în suflet și cu încredere în viitorul tuturor giurgiuvenilor. Mă numesc Anghelescu Adrian, sunt pilot comandant la Taron, pe Airbus, și am venit aici ca să mă alătur echipei și programului politic deja creionat, nuanțat și astăzi tehnoredactat, astfel încât fiecare dintre noi să ne aducem aportul. Eu nu sunt aici doar pentru a dezvolta de la valorile simpliste ale unei urbi și mă refer la singularitate cromatică pe care am observat-o peste tot în Europa, la rezolvarea spațiilor peisagistice. M-am săturat în primul rând și mi-e rușine ca, virgulă, toți prietenii care vin aici la mine să mă întrebe dacă nu cumva ne aflăm într-un ghetou sau la marginea orașului, eu locuind pe Alea Plantelor, în spatele aleilor. M-am săturat să mi se spună că principala atracție a Giurgiului este ruse. Există planuri simple și planuri complexe pe care doresc, așa cum știu eu, prin respectarea procedurilor și decizii imediate, să aduc la cunoștința tuturor giurgiuvenilor faptul că au anumite drepturi în care pot interveni oricând prin transparența decizională asupra fiecărui proiect dezbătut și inițiat de către consilieri sau de către primari. Totodată, dacă sunt nemulțumiți, ei se pot reuni în asociații, federații sau din liberă inițiativă, strânge 25% din numărul votanților electori și cere referendum de demitere. Mă aflu astăzi la conferința de presă alături de o echipă competentă, o echipă care poate schimba Giurgiu, o echipă care poate schimba atât municipiul Giurgiu cât și județul Giurgiu, având oameni competenți în toate domeniile importante. Înainte de a începe subiectul pe care vreau să vi-l
Spun astăzi, vreau să le urez tuturor giurgiuvenilor un Paște fericit, să pătrundă în casa lor multă armonie, să aibă multă sănătate și succes în toate. La mulți ani! În numele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal, să urez tuturor cetățenilor din municipiul Giurgiu un Paște fericit, pace, liniște sufletească și armonie în familie și în colectivitate. La mulți ani!